Fetili, vom face o poezie vie, de pe câmpie. Întâi să intrăm în becie. Dacă mă vede Corina Chirilă, zice, ăsta e un artist trist că există și îl văd bâni. Pa până când? Pa până când, fată? Tu să-mi pui la gură plastere. Cu toată. Lipit cu scoci. Teacher. Scotch fată. O să fiu lipit de scotch. Dar până la urmă nu mai mă abțin și beau niște vin. Mai pot de toate. Danga langa. Sunem asfințit. Talamba. Și de la pășune, iaca, tacticoasă vine vaca. Danga langa. Danga langa. Nu mai vrea să umble. Creangă? Erdanga langa. Danga. Langa. Fete. La 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 la. Ah, que flucha.
Hablo falta. Bueno, voy a última vez. Claro. Ah. Hermano plan de una vez acá. Ya ocho de fa. Voy a evitar esa fa que me dijo el lugar de vuestra buena. Que va a vuestra nena, no es buena. O que sea. No lo voy a decir. Se hace. Se hace. Pues bueno. Deci, așa mă compa. Din alta voastră societate. Nu știu cât de mare. Mă duc la ea și mă pun sus. Fate, vrei sus? Aia ce? Vrei sus sau jos? Acum. Ce-o dau și sus și la muntele lui Venus, fate. Capula mea este dotată, fate. Acum. Sus la munte? Sus! Acum. Deci sunt prost bută. Ce bine și lui plece. Sus la munte la izvor. A, că nu mai pot de dor. A, acolo pe unde te piști tu. Prin uretră. Fată. Pișătoare. A, ești frumoasă ca o floare. Mai ales că ești nebună de tocat. Și orificiu ăla, nu știu, parcă reprezintă ceva. Este de băgat pula, dar nu pula mea. Camera nu are clubul gurilor cariere. E moartă. Dar nu moartă după criza ta. Hai să facem un striptease mic. Așa ca striptease. Muci. Băi, nu mă invitați la voi acolo. Că vin, eu fac chestiile astea extreme, pentru că îmi doamnă dacă te atrepte. Muci, frate! Zici că e sperma care o suși tu toată ziua. Le sunt doar. Frate, nebune de căcanți. Cum face una o nebună de căcat? Hai să vă arăt să le identificăm. E fată cu a facultate și e foarte apetisată. Le știe pe toate ca la carte. Și face așa. Citește ea o carte. Drumul spre succes. Trebuie să sub pula și să-mi dau drumul, să fac așa. Domers. Drumul spre succes. Și mă duc așa și fac. Wow. Și după aia mă duc la o lansare de carte. Și vine fata cu aplaudaj de ei. Citește. E poetesă. S-au scris. Deci, și o fată, o față de asta. Așa. Și
ce o prezintă. Doamnă, ne prezintă lumea prin niște porțiuni de realitate, din introspecțiunea care e lumea prezentată prin margini nedefinitivate și nedelimitate. Granițile parcă sunt îmbrigate. Libertatea de exprimare se contrazice cu realitatea și cu a ei constatare. Și totuși, se uită intelectualul. Ce iubesc pe data asta? Și aia. Și și-a după o față de asta nepoată. Intelectualul nu știu. În secolul 21 era nevoie de poezia aceasta, de romanciera care, în pofida și în contradicție cu vicisitudinile vremilor pe care le trăim, când totul este superficial. Ne asaltează, ne bombardează internetul. Ipocrizia. Dar ea parcă este pe un munte, într-un dom de cristal. Însuși ea este un cristal. Cam așa se întâmplă, cam cu la lansări de carte. Bună. N-aveți ce pierde. Pentru că n-aveți ce câștiga. Cultura română. Vorba lui Caragia, când era ceva. E mișto. Dar lipsește cu desăvârșire. Dacă noi n-avem ăștia ai noștri. Dacă ei au ăia ai lor. De ce să nu avem și noi ăștia ai noștri? De ce să nu avem? Hai să fim și noi un pas cu ceva. Ce problemă? De ce să nu confundăm democrat cu decăcat?
Haide. Aoleo, frate.